Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la mesajul zilei. Nu știu ce se întâmplă astăzi. Bună dimineața, poftă bună la cafeluță, poftă bună la ceiuț. S-a întrerupt filmarea voastră într-un mod foarte, foarte ciudat. Am să păstrez mesajele pe masă pentru că sunt importante. Clar este o intervenție și cineva nu vrea să auziți mesajele astea, dar de încăpățânată ce sunt eu, tot vreau să le duc până la capăt. S-au răsturnat și niște treburi pe aici și într-un mare fel ați fi auzit dacă mergea din prima filmarea. Bun, mesajul pentru astăzi și vedem astăzi este Neptun, își face apariția și influențează. Neptun este această planetă a iluziilor și a visării. Și ce vedeam și ce spuneam eu în timp ce probabil vorbeam singură, dar mi-am dat seama după, nu e nicio problemă, vedem iluzia aceasta a temerilor, a fricilor și a limitărilor. Este doar o iluzie creată de mintea ta. Spiritul îți spune astăzi să stai față în față cu tine și să vezi care sunt credințele tale, care sunt aceste lucruri care te fac să te izolezi, poate, nu știu, poate unii dintre voi, asta spuneam mai devreme, poate ați trecut printr-o separare recent și ați, nu știu, ați ales să vă izolați de lume dintr-un motiv sau altul. Și motivele sunt acele temeri, acele frici pe care le vedem acolo. Poate vă este dor, da, de ceea ce s-a petrecut, de ceea ce s-a întâmplat și de lucruri sau persoana, situația de care v-ați despărțit, că nu trebuie să fie neapărat o persoană, da, poate să fie, nu știu, un proiect, un loc de muncă, o prietenie și așa mai departe. Ghizii voștri spirituali, asta îi spuneam, sunt alături de voi și vă ajută să percepeți această iluzie, să înțelegeți, da, că este doar o iluzie. Poate pentru unii dintre voi iluzia a constat în, nu știu, această treabă cu Twin Flames, dar ia căte ce vă spune, da, a fost doar o, cum să spun, ați proiectat niște dorințe, ați proiectat niște nevoi, să spunem, asupra acelei persoane și de fapt nu a fost nicio flacără geamănă acolo, au fost niște proiecții, au fost niște relații karmice. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem ce anume ne mai spune spiritul pentru astăzi. Ia să, wow! Turnul și cartea morții, nu știu, cred că unii dintre voi ați trecut printr-o zdruncinătură destul de zdravănă, haide să-i spunem așa, na, ce se mai arată chakra inimii, o vedem aici. Un sfârșit brusc, poate nu ați înțeles de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Simt că unii dintre voi ați căutat tot felul de explicații, v-ați tot uitat pe dinamica flăcărilor gemene, dar să ne înțelegem, foarte multe relații toxice, foarte multe relații karmice. Dacă te uiți la descrierea de flăcări gemene, ai să regăsești multe caracteristici acolo și te cam duc în eroare, nu mai știi cu ce ai de-a face. Spiritul spune în felul următor, s-a întâmplat toată această poveste ca tu să înveți valoarea personală, ca tu să înveți puterea ta personală. Asta a fost scopul, să-i spunem, acestei întâlniri. Tell me more about this situation. Ia să vedem ce ne mai spune și cum ne mai lămurește. Da, nu știu dacă a mai fost ceva, a intervenit ceva, nu neapărat o altă persoană. Nu știu, poate cealaltă persoană s-a îndreptat către altceva, o altă ocupație sau, mă rog, un alt cer de prieteni și așa mai departe. Simt o energie de abandon pe care unii dintre voi ați simțit-o. Hopa, 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 da. Mamă, ok, vor să rămână aici, hai să vedem de ce. Interes. E ciudată tare energia pentru astăzi. The Magician, da, magicianul, și vedem, tu ești cel care își creează, mai bine spus, aceste limitări, tu ești cel care își creează aceste frici, totul pornește de la panoul de control, totul pornește de la cutia cu maimuțe, da, așa cum îi spun eu, conștientizează, mai bine spus, gândurile tale, vezi ce gânduri rulează pe repeat acolo din nou și din nou și din nou. Bun, hai să mai vedem ce avem aici, ok? Șaptele de cupe și aici îți spune spiritul, în primul rând, da, alege înțelept. Poate cealaltă persoană a avut mai multe opțiuni, nu știu, nu ne băgăm acolo că nu este teritoriul nostru și spiritul îmi spune să nu mă bag, acum am putea să o facem categoric, dar nu este momentul. Alege înțelept ce anume vrei să faci, vrei să stai în starea asta de frică, de teamă, de limitare sau nu.
Ok, stand your ground, îți spune tu rămâi ferm pe poziție, dar pe poziția aceea de putere, tu trebuie să reintri în echilibrul tău. A fost ceva legat de nedreptate, asta ne spune clar. Dreptate se va face, îți spun ghizii tăi spirituali, fără doar și poate. Vine dreptatea, vine justiția. Vedem această, iată, Hope se numește aici, Cartea Stelei Speranța. Nu îți pierde speranța. Înțelegem că ești supărat acum pe divinitate, mă rog, pe cineva, poate ți-e mai ușor să dai vina decât să înțelegi că ai manifestat această întâlnire, ai manifestat această relație ca tu să înveți, iată-te, niște lecții importante cu marele preot. În primul și în primul rând vorbim despre acea lecție a puterii personale. Ceva poate să apară mai târziu pentru tine. Și o să vină, dar tu trebuie să înveți în primul rând lecția. Hai să vedem ce mai avem pentru astăzi aici, The Emperor. Nu știu dacă ați avut de-a face cu un împărat. Am văzut împărăteasa mai devreme, poate a fost o căsnicie pentru unii dintre voi. Sau poate sunteți berbec cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în berbec sau ați avut de-a face cu o astfel de persoană. Oh, da, turnul, ceva aici s-a terminat, ceva aici s-a terminat brusc, asta este toată chestia. Poate această persoană era căsătorită sau într-o relație de lungă durată și n-ați știut decât până la un moment dat lucrul acesta sau poate, mă rog, pentru aceia dintre voi care n-ați experimentat acest episod s-ar putea să vină. Dar e bine să înțelegi că este spre binele tău să treci prin acest turn. Tu trebuie să înțelegi că ești bine exact așa cum ești, da? Cu 9 de monede, nu ai nevoie de absolut nimeni să te facă fericit, că la urma urmei, dacă tu nu te poți face fericit, cum ar putea să o facă altcineva pentru tine? Bun, mergem mai departe și haideți să vedem cum paj de monede s-ar putea să fi fost cineva puțin mai tânăr decât voi, nu e obligatoriu, berbec, săgetător, poate să fie, poate cineva în pești cu energia lui Neptun acolo. Este nevoie de reechilibrare, da, clar, tu trebuie să te repui pe poziție, trebuie să-ți vindeci sufletul. Apar oportunități, fără doar și poate, că de-aia îți spune spiritul, alege înțelept, tu poți ajunge la nouă ăsta de cupe, dar trebuie să lucrezi cu propria ta persoană, The Lovers. Da, cartea îndrăgostiților. Pentru mine este foarte clar că unii dintre voi ați crezut că este iubirea vieții voastre și așa mai departe, dar a fost doar o lecție. Spiritul spune nu ceda, poate ai tendința să te întorci, simți nevoia să te întorci, spiritul spune nu ceda, ceea ce-ți dorești tu vine către tine, tu rămâi în forța ta, rămâi în puterea ta. Da, s-ar putea, nu știu, acum și din energia trecutului ceva să vină să te tenteze cu tot felul de oferte. Da, nu știu, tu rămâi ferm pe poziția asta, este foarte clar, nu te compromite, nu te compromite, manifesti ceva nou în momentul în care intri în forță și în putere, dar ceva s-a terminat brusc din ceea ce vedem, pentru că cineva jongla cu două energii la un moment dat, repet, nu trebuie să fie neapărat două persoane. Hai să vedem și Cooper Deck ce părere are despre toată povestea asta. Ia uite ce vine către tine, norocul chiar, dar totul depinde de tine dacă îți menții, poziția de forță sau nu, pentru că deocamdată ești în această energie, simți că ai pierdut și simți că ești pe minus, pe pierdere, nu este adevărat, sunt doar niște iluzii, poți fi tu, da, femeia aceasta matură sau, mă rog, o altă persoană care a intervenit acolo, da, ia uite și cartea hoțului. Cineva care a intervenit în zenul pe care tu ai crezut că îl ai la un moment dat. Hai să vedem o carte și de aici. Hopa, hopa, stai acolo. Ok, ia că te vedem prietenia. Hai, nici nu știu unde să le pun ca să le... hai să le dăm mai așa. Să le vedeți și voi. Hai, poate ați crezut, da? Până la urmă, că este prieten și nu a fost. Vedem și cartea aceasta de a inelului. Poate... arăta o nouă relație, o nouă oportunitate, da. Dar tu va trebui să iei o hotărâre, da? S-ar putea să apară ceva nou pentru tine, să fii la răscrucea asta de drumuri și să vezi încotro să mergi. Mergi în energia trecutului, te duci în energia trecutului sau mergi mai departe, poate să fie vorba despre cineva de la drum, da, care să fie persoana potrivită pentru tine, dacă îți dai voie să vezi lucrurile acestea printre fricile tale și printre durerea aceasta a pierderii pe care o vedem acolo. Hai să vedem de unde, hai să vedem de aici, de data aceasta.
mesajul îngerilor, eliberarea, da? Libertate se numește, eliberează-te de ceva, eliberează-te pentru că ești momentan, ești prizonierul propriilor tale temeri, propriilor tale frici și nu este ok. Bun, hai să vedem, o ținem în continuare cu întrebările și răspunsurile. Puneți voi trei întrebări acolo și haideți să vedem care sunt răspunsurile. Și hai să vedem numărul 1, numărul 2 sau numărul 3 alegeți. 1, 2 sau 3 și puneți întrebarea. Haideți să vedem cartea pentru numărul 1. Cartea pentru numărul 1, uite, împăratul, ați mai văzut odată? Da. Da, poate ai întrebat ceva legat de acest împărat, răspunsul pentru tine este da, la fel de bine răspunsul pentru tine este da, momentul în care vei ajunge în această energie a împăratului, în această energie de forță, da, vei ai răspuns afirmativ la ceea ce ai întrebat. Pentru numărul 2, răspunsul este nu, sub nicio formă nu, nu știu, îmi vine să spun, a fost doar curiozitate, a fost doar un joc, a fost ceva online, nu știu de ce, Doamne iartă-mă, îmi vine să zic lucrul acesta, nu. Da? Sau dacă ai de aplicat pentru ceva online, nu, deocamdată nu. Și haideți să vedem și numărul 3, avem un mare da cu proiecte de viitor, să lași ceva în urmă și să te concentrezi pe energia viitorului, da. Du-te acolo, răspunsul este da. Dragii mei, acestea sunt mesajele pentru astăzi. Have a glorious day. Ciao, ciao!